În clădirea din imagini erau tratați pacienții infectați cu COVID-19. Pentru că se afla într-o stare avansată de degradare, conducerea unității medicale a decis să pună lacătul pe clădire, iar camera de gardă să fie relocată. Se tratează pacienți, această zonă este închisă în momentul de față, camera de gardă care funcționa aici a fost relocată. Și totodată vreau să informez că în bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2024 a fost prinsă deja suma necesară pentru întocmirea documentației de intervenție la obiectivul cameră de gardă în această locație. Vor începe cât de curând lucrurile pentru reabilitarea acestei locații, cum de altfel în acest spațiu din strada Pasărele vor începe lucrări de modernizare și reabilitare și pentru secțiile de boli infecțioase, dermato și inclusiv pentru construcția un nou cort de clădire pentru dispensarul TBC. De când nu mai funcționează această clădire? Este undeva de la sfârșitul anului 2023. V-am spus, a fost prinsă de investiții, a fost făcută documentația necesară, acum se lucrează la caietul de sarcini și demararea procedurii de renovare. Oamenii reclamă o risipă a banului public și consideră că o întreținere periodică și reparații minore, cum ar fi refacerea acoperișului, ar fi redus semnificativ costurile investiției. Sunt la spitalul de sub Pasărele. Hai să vă arăt și eu, unde am fost internat de COVID. Hai să vă arăt câtă nepăsare. Ia uitați-vă și dumneavoastră. Uitați-vă și dumneavoastră. Uitați-vă că e o clădire, deci, renovată. Renovată? Nu e, să zici că... Să nu dăm miliarde, da? Uitați-vă și dumneavoastră. Și așteaptă acum să se dărâme din nou. Să cadă tavane, tot să bage miliarde. Dumitru Vienescu, directorul spitalului, a explicat că intervențiile nu puteau fi realizate fără existența unui proiect prealabil conform reglementărilor legale. Nu puteau fi puse niște țigle ca investiția să nu fie una cea mai mare? Nu, țigle dacă se puneau pune, pentru că aici trebuie, în primul rând, reconsolidat acoperișul. Se vede că acoperișul este distrus, trebuie să făcut anumite studii, făcut anumite proiecte, așa se întâmplă în licitația actuală, trebuie să facem documentația necesară astfel încât să fie făcut conform cu toate standardele necesare. Acoperișul e clar că trebuie renovat în totalitate. Clădirea este de mult, nu a fost reabilitată, se și vede că a fost oprit undeva lucrarea acolo și, v-am spus, este prins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024. Plouă interior, așa cum s-a spus? Nu, în momentul de față nu plouă interior. V-am spus, într-adevăr, oricum, clădirea va fi reabilitată totală, integrală, pentru că clădirea, v-am spus, s-a făcut doar secția de boli infecțioase, urmează și această parte de cameră de gardă să fie renovată. Mai multe secții ale Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu vor intra în reabilitare.